Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. Începem ZF deschiderea de astăzi și îl am alături de mine pe Mihai Nedelcu, investitor pe piața de capital locală din 2005 încoace. Mihai, bună dimineața, îți mulțumesc că ești alături de noi. Salut, Tibi! Îți propun, înainte de toate, să facem împreună un scurt rezumat al ședinței de tranzacționare de vineri, să vedem așa de unde plecăm săptămâna aceasta. Așadar, indicele principal BET a urcat cu 1,41% în ședința de vineri, iar lichiditatea totală a fost de aproape 50 de milioane de lei. Cele mai tranzacționate acțiuni, Petrom, 7,2 milioane de lei tranzacții, un plus de 1,6%, Digi, 7,2 milioane de lei și o apreciere de 4,5% și BRD, 5,5 milioane de lei, plus 1,3%. Topul creșterilor a fost ocupat de Prebeta Iud, plus 7,6% pe tranzacții de 185.000 de lei, Digi, cum spuneam, avans de 4,5% și RomGaz, plus 3,9%, rulaj de 1,5 milioane de lei. Iar la polul opus, Vrancart a scăzut cu 7,5% pe tranzacții de 190.000 de lei. Transilvania Broker de Asigurare a avut un minus de 3,5%, tranzacții de 635.800 de lei, iar BRK a avut minus 1%, rulaj de 300.000 de lei. Mihai, cum ai văzut ședința de vineri? Ți-a atras atenția ceva în mod special? A fost o ședință bună, să zic așa, bună și ca lichiditate și bună și pentru că indicele BET în sfârșit a început să mai crească. Cred că investitorii și-au revenit un pic după sperietura cu Omicron și acum, până vom afla mai multe despre cât de eficiente sunt vaccinurile, cred că lumea va fi un pic în expectativă. Iar vineri și-au apărut că lumea se calmează un pic după câteva ședințe de scădere. Deci crezi că ar putea fi marcată luna decembrie, să zic așa, de aceste știri legate de noua tulpină Omicron? Da, întotdeauna sunt știri de macroeconomie sau în ultimii 2 ani legate de pandemie care cumva ne distrag atenția de la performanța individuală a companiilor și na, ne mai dau câte o sperietură din când în când. Da, acum vedem ce se întâmplă și în Europa și probabil că o să vedem tulpina asta nouă și pe la noi. Deci e posibil ca luna decembrie să fim iarăși cu ochii pe știri legate de pandemie. Luna decembrie care în mod tradițional a fost sau este pozitivă pentru piețe. Să vedem cum va fi anul acesta. Bun, revenind de la rezumatul de vineri, în pagina de bursă a ediției de astăzi a Ziarului Financiar puteți citi o analiză cu performării și perdanții primelor 11 luni ale anului și vedem dinamici în această perioadă de la minus 23% pentru Transgaz la plus 211% pentru Teraplast, pe o bursă în creștere cu 24% prin prisma indicelui principal BET și cu 31% cu tot cu dividende. Dacă mă uit pe tabel, văd de asemenea scăderi la Electrica, 21,8%, Transelectrica, minus 19,1% și grupul Sfera, scădere de 1%, iar cu excepția One și TTS, pe care nu le-am inclus în analiză, fiind listate la bursă mai târziu în acest an, în toamnă, toate înregistrează creșteri. Te-aș întreba, Mihai, cum ai văzut bursa de la București în aceste 11 luni, în principal prima ligă bursieră, luând în considerare și raportările financiare la 9 luni? Păi, da, uitându-ne la ce s-a întâmplat în astea 11 luni, nu putem decât să ne bucurăm. A fost un an fantastic, majoritatea acțiunilor din BET au crescut, unele chiar cu peste 100%, deci un an foarte bun. Acum, raportările de la 9 luni, eu zic că nu au oferit surprize majore. Deci, cumva,
companiile care au mers bine pe primele 6 luni au confirmat la raportările de 9 luni, iar cele care n-au avut performanțe bune, și aici mă refer în principal la cele 3 companii de utilități, Transgaz, Electrica și Transelectrica, n-au venit nici acum cu niște rezultate senzaționale. Deci, după mine, n-au fost surprize în raportările de la 9 luni. În septembrie, dacă nu mă înșel, spuneai în cadrul unei discuții la ZF Deschiderea de astăzi cu Liviu Popescu, colegul meu de pe piața de capital, că ai avut anul acesta un randament de peste 100%, de 3 cifre. Cu ce ai realizat acest randament și ce modificări ai mai făcut în portofoliu în ultima vreme, având în vedere și corecțiile pe care le-am văzut și de care spuneai și tu, dacă au fost modificări? Randamentele bune le-am făcut cu companiile care au crescut cel mai mult. Primul rând din indicele BET, deci am început anul cu având cele mai mari 2 dețineri, Nuclear, Electrica și Teraplast. Aveam 40% din portofoliu pe Nuclear, Electrica și vreo 20% pe Teraplast, care au pus și acțiunile care au mers cel mai bine anul ăsta. Ulterior am micșorat până la zero poziția pe Nuclear, Electrica și am intrat pe MedLife și pe câteva companii din aero, pe Ilk, Agroser Măriuța, pe Simtel, pe SafeTech. Deci cam astea au fost companiile cu care am făcut randamentele foarte bune. Toate au evoluat extraordinar de la listare și până în prezent. Deci astea au fost. Și în plus de astea și am în portofoliu și Purcari și Banca Transilvania, care iarăși au avut randamente bunicele. Cu ce ochi ai văzut scăderile de pe piața aero din ultima vreme, că acolo au fost mai abrupte decât pe piața principală și știu, adică spuneai acum că ai deține și pe piața secundară? Păi, na, știi cum e, nimeni nu se bucură de scăderi, chiar dacă nu sunt companiile pe care le ai tu în portofoliu, tot nu te bucuri. La unele companii, cred că așteptările investitorilor au fost mai mari decât ceea ce au reușit să realizeze companiile nou listate pe aero în doar câteva luni de la listare. Pentru că dacă am zis că la companiile din BET n-au fost surprize, la companiile de pe aero au fost câteva companii care au raportat cumva mai slab. Și de asta probabil că și investitorii și-au reevaluat așteptările și prețurile au scăzut la multe dintre companiile de pe aero. Ce companii mai urmărești? Mă bucur că la cele pe care sunt eu mai concentrat nu a fost cazul. Ce companii mai urmărești sau analizezi dacă să investești sau nu? Dacă vorbim atât de piața principală cât și de piața aero. În afară de companiile pe care le-am menționat, mai am o poziție importantă pe One. Poziție pe care chiar mi-am mărit-o de când am vorbit cu Liviu în septembrie. Mai urmăresc cu mare interes, de fapt urmăresc, aștept listarea DNA Agrar și listarea de astăzi a Arobs, unde tot așa am poziții importante în portofoliul meu. Urmăresc tot așa BRK, unde am o poziție mai importantă,
Și apoi mai sunt câteva companii mai micuțe pe care, la care mă mai uit eu. Transilvania Broker, Cemacon, unde am poziții mai mici în portofoliu. Ai o rezervă de cash cu care urmărești sau cu care aștepți oportunități? Nu. Eu consider că cel mai bine este ca întotdeauna să fiu complet investit. Cash am doar când consider că merită să vând ceva, dar de obicei îl cheltuiesc destul de repede. Sunt pe principiul că cash is trash, nu-mi place să țin cash. Mi se pare că pur și simplu, în loc să am randament, stau banii degeaba la mine în cont. Deci nu vânez scăderi. Sunt oameni mult mai deștepți ca mine care au realizat că e mai bine să stai investit atât timp cât găsești companiile bune. Eu nu văd de ce să ții cash. Pentru că e foarte greu să găsești momente de minim în care să investești acel cash. În ultimii 10-12 ani am fost într-o viață bull în care aproape toate acțiunile au crescut. Deci mi-e greu să țin cash deoparte în speranța că vine o corecție sau chiar o criză și că fix atunci o să reușesc eu să reinvestesc. Prefer să găsesc acțiuni bune, să investesc în ele și să le dețin pe termen lung, în principiu. Bun, te-am întrebat mai devreme cum vezi finalul acestui an, luna decembrie, și acum te-aș întreba cum vezi anul 2022, ce așteptări ai și pe ce pariezi, ce sectoare, ce acțiuni? Păi, ce să zic, mi-e greu să am eu o viziune așa măreață despre ce se va întâmpla în anul 2022, cu atât mai mult trăim vremuri de incertitudine, cum probabil că nu am mai trăit. Normal că sper ca anul 2022 să fie măcar pe jumătate la fel de bun ca anul 2021, când PET-ul a crescut cu aproape 30%, acum cred că suntem un pic sub 30% creștere, dar oricum a crescut foarte bine PET-ul anul ăsta. Am avut și o mulțime de povești extraordinare venite pe Aero, o mulțime de companii listate. Am avut 3 IPO-uri pe piața principală. Deci sper ca și 2022 să se apropie de cât de bine a fost în 2021 din punct de vedere al pieței de capital. Am avut companii care au intrat în indicii FTSE Russell de piață emergentă. Urmează să mai avem încă 2 companii acum, chiar înainte de sfârșitul anului, pe 20 decembrie, să avem și One și TTS. Sper că și la anul să mai avem încă măcar 2 companii care să intre și ele în indicii FTSE Russell. Iar ca pariuri, să le zic așa, ale mele, deși nu-mi place să folosesc cuvântul pariu când e vorba de investiții la bursă, acțiunile pe care le am în portofoliu și de la care am cele mai mari speranțe sunt MedLife și One pentru 2022, dar evident că și de la celelalte, de la Teraplast, de la Urcari, de la Banca Transilvania, de la BRK, de la toate am așteptări că vor crește la anul, că până la urmă știi cum e, dacă nu aveam așteptări că le va fi bine, nu le aveam în portofoliu. Exact. Bine, Mihai, îți mulțumesc pentru discuție, te așteptăm și cu altă ocazie. Mulțumesc și eu. O zi bună. Doamnelor, domnilor, alături de mine a fost Mihai Nedelcu, investitor pe piața de capital. Vă mulțumim mult pentru atenție. O săptămână profitabilă tuturor.
Știu ce spun. S-a făcut voia lui Iohannis. Știu că e premier. Unde e domnul Cățu? L-ați văzut? A dispărut micul. Ce e președintele senatului sau premier? Cred că e în depresie. Știu ce te interesează. Imediat ce ieșim din valul 4, intrăm în valul 5. Omicron, noua tulpină COVID, este văzută ca inamicul planetar numărul 1. Get the vaccine. Ah, patriarhul Daniel s-a vaccinat. Știu cum să te fac curios. Motorină de 2 milioane de dolari a fost furată de la baza NATO de la Cogălnicianu. Expresia se fură ca în codru o să se transforme în se fură ca în armată. Știu cum să te emoționezi. România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană la calitatea vieții și la bunăstare. Un părinte din 6 nu-și permite cadou nici de 10 lei. Știu să conving. Vă doresc să aveți bărbați care să vă ia la palmă. Mesajul lui este absolut inacceptabil. Știu să câștig. Ce vrei aici, mai Iona? Pentru că un debate care să nu fie fake. S-a făcut voia ta. Știu, deci știi.